Ai parcat cumva mașina și acum vrei să te plimbi puțin prin împrejurimi să descoperi frumusețile Făgărașului. Însă habar n în ce direcție să o iei. Atunci acest video este pentru tine. Vom discuta câteva idei de drumeții, pornind în ordine, de la cele de câteva minute până la cele care durează o zi întreagă. De-a lungul Transfăgărășanului avem peisaje frumoase în multe locuri, însă găsim și niște obiective chiar de-a lungul drumului sau doar la câteva minute plimbare. Pe partea nordică găsim binecunoscutul lac Bâlea, chiar înainte de tunel, iar pe partea cealaltă, chiar în drum, Cascada Capra și lacul Vidraru. Dacă vrem să facem o drumeție mai de Doamne ajută, prima opțiune este să vizităm Cascada Bâlea. Traseul se poate parcurge cam într-o oră, oră jumate, urmând marcajul triunghi roșu. Acesta pornește de la cabana Cascada Bâlia și este imposibil de ratat, aflându-se într-o curbă mare de stânga venind dinspre nord. Întregul traseu are 2 km jumate și urcă cam 300 de metri diferență de nivel. Următoarea mea sugestie este vizitarea lacului Capra, care se poate parcurge dus întors cam în 2 ore, 2 ore jumate. Pentru asta pornim de lângă lacul Bâlia și urmăm marcajul triunghi albastru. Potrivit marcajului, avem jumătate de oră de parcurs până la Shawa Capra, însă eu chiar și în condiții de concurs am avut nevoie de 20 de minute, așa că pentru un turist obișnuit mi se pare mai realist o oră. De aici putem coborâ cam în 15 minute până la lac. Tot aici în șa ne intersectăm cu marcajul principal de creastă, banda roșie. Dacă vreți să urcați un vârf de peste 2400 de metri, prima mea sugestie este să încercați iezerul caprei, pentru asta, din șaua capra o luăm la dreapta și urmăm banda roșie. Dacă ne întoarcem tot pe unde am venit, acest traseu durează cam 3 ore. Dacă vrem să lungim, putem să continuăm tot pe banda roșie și să coborâm la șaua Paltinu, urmând banda albastră și crucea roșie. Vom ajunge lângă Casa Salvamontului, lângă Lacul Bâlea. Această variantă durează undeva la 4 ore. Dacă ne-am propus să urcăm cel mai ușor vârf de 2500 de metri din România, atunci o luăm tot din Șaua Capra, pe marcajul Crucei Albastră și urcăm pe Vânătarea lui Buteanu. Această variantă durează undeva la 3 ore jumate dus întors. Vă atrag atenția că înainte de vârf avem un perete de 4-5 metri mai expus, unde ne ajută dacă ne mișcăm mai bine pe stâncă. În orice eventualitate vă recomand să aveți încălțăminte adecvată, adică bocanci sau pantofi pentru alergare montană. Pe vreme uscată și fără zăpadă, această porțiune nu ar trebui să fie problematică, dar pentru cei mai puțini experimentați este bine să aveți cu voi cineva care să vă ajute la găsirea prizelor. Pentru cei care vor o tură și mai lungă, pentru final am trei provocări adevărate. Prima duce tot pe un vârf de 2500 de metri, vârful Lespes, mai puțin vizitat, dar tot foarte frumos, de unde avem o perspectivă unică spre lacul Călțun și spre vârful Negoiu. Pentru a parcurge circuitul Lespes, va trebui să urmăm marcajul punct roșu, pornind de la complexul turistic Piscul Negru, care se află pe partea sudică a Transfăgărașanului. Vom trece și pe lângă o stână, de unde vârful va părea foarte apropiat, însă acesta este doar o iluzie optică. Întreg traseul urcă undeva la 1300 de metri în total, are 8 km și se parcurge în 5-6 ore. În condiții de vizibilitate bună, de pe vârful Espez putem urca pe un traseu nemarcat pe vârful său geamăn, cornul colțunului, care este tot peste 2500 de metri. Iar prima mea provocare este să urcăm de aici și pe vârful Negoiu și să ajungem înapoi la piscul negru pe un alt traseu, atingând lacul Călțun. Această variantă necesită undeva la 12 ore și este recomandat doar turiștilor cu o pregătire fizică foarte bună. Obiectivul celei de-a doua provocări este tot vârful Negoiu, însă de această dată pornim de la lacul Bâlea. Urcând pe lângă casa Sava Montului, pe Crucea Roșie și pe Banda Albastră, ajungem pe marcajul principal, Banda Roșie, pe care îl putem urma până pe vârf. Vom întâlni mai multe porțiuni cu lanțuri, cea mai cunoscută fiind strunga Doamnei, cealaltă variantă strunga Dracului fiind închisă de mulți ani din cauza unor căderi de pietre. Vom avea de parcurs și diferențe de nivel semnificative, cea mai mare provocare în acest sens fiind Vârful Lăițel. Întregul traseu durează undeva la 10-12 ore. Iar pentru final, v-am lăsat provocarea cea mai mare, urcarea Vârfului Moldoveanu. Acesta este un traseu foarte lung pornind de la lacul bălia, undeva la 25 de km cu 2500 de metri diferență de nivel pozitivă. La limita alergării se poate parcurge undeva la 11 ore a mers normal, fără oprit, undeva la 12-14 ore. Bineînțeles, se recomandă doar turiștilor care sunt foarte bine pregătiți și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere fizic. Dacă vreți să vă puneți cortul undeva în jurul Transfugărășanului, am un video pe această temă cu niște idei, dar dacă vreți o provocare și mai mare și vreți să parcurgeți creasta cu cortul pe spate, vă sugerez acest traseu de 4 zile pe care l-am parcurs cu multe peripeții în condiții meteo totale nefavorabile.